venită de la o credincioasă, dacă îmi permiteți. Da? Pe Mântuitorul l-am privit de multe ori în icoană. Am avut îndrăzneală. Acum 10 ani, când am privit fotografia Părintelui Arsenie Boca, ochii lui, privirea lui m-a cutremurat. Nici acum nu știu de ce. Vă rog, poate puteți explica dumneavoastră de ce. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu pentru întrebare. Știți de unde aș porni? De la provocarea ce am spus Părintele Protocop, acum Părintele Paroc. Și mă gândeam în timp ce le ascultam, de ce oare acei de altă religie, care urăsc pe creștini, deși creștinii pe ei nu-i urăsc, au scos ochii Sfinților. Cu siguranță că nu suportau privirea Sfinților, privirea blajină, ochii lor iertători, iertători. Când tu te duci și cucerești locul, au făcut ei și au cucerit și Bizanțul și asta, au venit ca invadatori. Invadatorii, ori de ce neam ar fi, ce fel de ochi au în clipa aceea? Ochi plini de furie, taie și spânzură și ard și fac numai fără de legi. Cum să suporte ei privirea blândă? Că dacă suporți privirea blândă, te schimbi. Vă răspund indirect la întrebare. Poate știți viața Sfântului Moise Arab, Moise Etiopian. Era tâlhar la drumul mare în Egipt, avea o forță colosală, zice, purau oaia, o ținea în dinți și trecea Nilul cu ea. Era căpetenie de tâlhari. Și odată, poate nu doar odată, dar odată a vrut să prade și o mănăstire. Mănăstirea avea o cetăți, cum sunt prin Egipt acolo, totuși pentru ei nu existau ziduri și lacăte și porți. Și au trecut, de fapt, ce să fure? Că n-aveau călugărici, dar furau odoane sfinte, oferite mănăstirilor de domn, de oameni bogați. Și au furat, și au furat tot ce au putut. El, Moise, fiind mai puternic, sigur că a luat mai mulți saci. Ei nu au mai avut timp să deschidă porțile și au pus să sară gardul în zidul unde au venit. Toți au fugit mai repede, el a rămas, era și cel mai curajos, ultimul. Și n-a mai putut să sară. Și atunci se întâmplă un lucru minunat. Unul dintre călugări, mai și umorâsele probabil câțiva, vine și îi spune, stai frate, să te ajut eu să treci zidul. Să trezi zidul cu ce ne-ai furat în urmă. Nu le-a spus, i-a spus asta. E, ce privire va fi avut călugărul ăla? Una blândă, una iertătoare. Nu se uita la el ca la un tâlhar, ci ca la un ucigaș. Se uita ca o făptură a lui Dumnezeu, că și el era făptura lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat atunci? A vorbit glasul conștiinței în Moise Arab, care a zis, cum? Eu viu să-i omor și să-i prăt și să-i prat tot ce au ei și ei. El vrea să mă ajute, nu se poate. Ce om e ăsta? Și n-a mai plecat din mănăstire. Și s-a făcut călugăr și spre sfârșitul vieții i-a dat Dumnezeu și dar facerii de minuni. El care era negru la față, că era etiopian, dar era, ajunsese să-și albească sufletul interior. Ce spune, ce ne spun ochii Mântuitorului? Decât că este drept, dar este infinit de bun. Să vorbesc teologic, vorbesc despre iubirea nebună a lui Dumnezeu, să înțelegeți în sens duhovnicesc, nu în sens literal. Nebună. Să renunți tu, ca să zic așa, la slava Tatălui Ceresc și să te faci tu om. Și ce om? Că dacă Adam n-ar fi căzut și s-ar fi sfințit și s-ar fi îndumnezeit, sigur că era drag în Hristos să se facă om, dacă vedea pe oameni ca el, dar i-a văzut în noroi. I-a văzut în întuneric cu păcatele și nu s-a rușinat. Și așa a venit și le-a dat mâna. Câtă iubire! Ei, aceeași și prima care a primit iubirea lui Hristos, sigur că a fost Maica Domnului. Și a devenit un ocean de iubire. Și privirea ei este așa de blajină și atât de... Pentru că l-a iubit atât pe Hristos și l-a iubit nu numai ca pe Fiul ei, ci l-a iubit și ca pe Dumnezeul ei, care și pe ea a mântuit-o și pe toți ne-a mântuit. Deci, de aceea iubim noi, și m-a provocat Părintele să spun, și ieșitul acesta cu icoane, vedeți, este un mod foarte personalist de a anunța nașterea lui Hristos. Nu cum fac alții, știți, tot creștini zic că sunt și ei, dar altfel care vin doar cuvântul lui Iisus. Știți, zice în Scriptură, zice cu tare un cuvânt. Noi vrem să arătăm credincioșilor, să le reamintim mai mult decât cuvântul lui Hristos, chipul lui Hristos. Și de asta mergem cu icoana și la sat, și la oraș, aici.
Să mergem în casa lui, sfințim și casa, dar el vede, vede, înțelegeți ce se întâmplă? Vine biserica la el acasă, vine icoana la el acasă. Deci suntem un popor ortodox și ortodoxiei foarte personalistă, instaurează acest dialog al nostru, înțelegeți? Nu vorbește de la distanță, dă o Biblie, stă într-un raft, o citești din când în când, ca pe opera lui Eminescu. Nu asta. Eu vreau să văd cuvântul acela din Biblie întrupat. Și unde s-a întrupat? În Hristos și în Sfinți. Și atunci chiar mă întâlnesc cu persoanele acestea care au adevărul la ele, l-au trăit, l-au experimentat, ne asigură și pe noi că putem să-l trăim. Toată ortodoxia este fascinantă în privința asta și vreau să vă spun, lucrul care l-a citat și Părintele mai bine, cât și occidental, deci nu ortodox, catolici, protestanți, vin și la Muntele Atos și în alte părți, sunt uimiți de bisericile noastre, de picturile noastre. Este o altă lume, o altă lume, de o adâncime extraordinară. Acele biserici neortodoxe unde au statui. Bun, statuia Mântuitorului, a Fecioarei Maria. Statuia nu spune cât îți spune icoana. Statuia e rece, că e rece, că e mare, nu la rece, nu? Și la propriu și la figură. Icoana are o adâncime, mă înțelegeți? O adâncime tridimensională. Prin ea vezi mult mai departe. Fața este, s-a spus despre icoane că sunt ferestre către cer. Sunt chiar mai mult decât ferestre. Eu am spus că sunt și drumuri către cer, îți arată și calea către cer. Dar îți arată fața de dincolo, fața omului care e fixat în bine. Este părtășit de Hristos de plin și și-a transfigurat sufletul său și urmează la înviere și transfigurarea tuturor. Cred că acesta este răspunsul. Mi-ajunge privirea, se zice despre un ucenic, cu asta închei, din Pateric, care venea lângă Sfântul Antonie, parcă, și toți îl întrebau, cum erau ucenicii, nu, spune-ne, părinte, ceva. Dar el nu spunea nimic și stătea. O dată, de două, de trei ori, la urmă, a remarcat Sfântul, zice, tu nu mă întrebi nimic? Și el ce spune, foarte zmerit? Destul îmi este că te văd, părinte. Adică fața Sfântului emana bucurie și căldură și încredere și tot, și el se hrănea cu asta. Era de ajuns. Sigur că primea și el cuvintele, dar persoana transmite mai mult prin ochi, prin ochi, prin figură, chiar decât cuvintele. Părinte profesor, cum putem să desțelenim mințile noastre de astăzi când ne aflăm într-o idolatrie și într-o egolatrie și când imaginea de sine și stima asta exacerbată, cultivarea personalității și cultul personalității și toată această imagine construită pe picioare false, pe pseudocariatide, o abordăm ca pe o icoană. Cum să facem să ajungem la discernământul și la dreapta socoteală de a separa lucrurile în acest sens, de a le clarifica, de a le lămuri. Mulțumesc! Omul este ființă iconică. Adică, înțelegi taina omului, că și noi avem o taină, nu doar Dumnezeu, a lui e nesfârșită. Asta e mai mică, dar tot o taină și de fapt taina noastră a omului provine tot din taina lui Dumnezeu. Când ne-a dat chipul lui, deci ne-a făcut după chipul lui Dumnezeu, ne-a dat și un aspect tainic. De ce? Ai conștiință, ai minte, rațiune și la dreptate, trebuie să le pui în lucrare. Și cum le pui în lucrare? Asta depinde de voința ta, dar și de cunoașterea ta. Dacă nu-L cunoști pe adevăratul Dumnezeu, îți vei fabrica tu idol. Și foarte ușor. Și în vechime își fabrica ușa, să-ți v-am spus chiar la început, cum ne putem închina materiei, adică banilor, averii, măririlor, funcțiilor și așa mai departe, acestea devin ca niște idoli, dar sunt falși, sunt inconsistenți, n-au nicio consistență. Noi, sufletul nostru aspire după veșnicie, după infinitatea lui Dumnezeu, după o persoană care ea e veșnică și care ne poate da și nouă veșnicia. Noi vom participa la veșnicia lui Dumnezeu. Și atunci, cum ne poziționăm față de creație? Am mai atins puțin înainte. Dacă ea mă uimește și o văd ca opera lui Dumnezeu mereu, care mie mi-a adresat, deci e darul Dumnezeu peste care, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, Dumnezeu a pus și o cruce pe creație. Ați văzut la țară când se rupea pâinea, întâi făcea o cruce pe ea. Făcea o cruce, de ce zice Părintele Stăvnaie, fiecare pâine e o
o posibilă față a lui Hristos, adică poți să faci Euharistia din pâine, da? Deci o sfințești, o dai lui, o afierosești, așa și lumea toată aceasta. E un dar, e frumoasă, ne și atrage, că e făcută pentru noi, dar trebuie să punem o cruce a nealipirii de ea. O avem, dar nu ne alipim de ea, nu ne facem bună cu ea, că noi înseamnă că noi coborâm. Nici chiar necuvântătoare nu se fac una, cât trăiesc, se folosesc de ea. Dar noi putem cădea, să ne ferească Dumnezeu, chiar sub necuvântătoare și orizontul nostru să fie doar pur material și să nici nu bănuim. Dar asta înseamnă disconsiderarea sufletului nostru, a minții noastre, de tronul lui Dumnezeu. Dacă eu mă fac una cu materia, nu mă interesează spiritul și nu voi mai vedea valoarea spiritului, nici a sufletului meu. Iar trupul, atenție, zic și Sfinții Părinți, e bună slugă, dar rău stăpân. Când se inversează și conduce trupul, sufletul se face tot mai mic și rațiunea la fel și ajunge rațiunea care lumina lui Dumnezeu toată noastră să justifice păcatul. Cum spune câte unul, ce dacă beau părinte? Păi dacă beau toți, că i-am văzut pe toți. Ce dacă fumezi eu sau dacă? Păi te justifici cu păcatele altora? S-a întunecat lumina rațiunii și atunci ai nevoie de lumina credinței. Și a treia lumină, cea mai puternică, e lumina Harului care vine și le potențează pe cele două. Deci, ca să nu idolatrizăm materia, haideți să vedem că toate și știința de astăzi, lumea ne spune că materia are în substratul ei energie, adică tot spirit, informație și energie, adică spirit, e concentrare de materie. Că Dumnezeu a făcut din, după chipul luminii lui necreate, a făcut lumina asta creată și energia asta. Dar numai că energia asta care ne-a dat-o și nouă, că și noi avem energie, trebuie să se deschide energiei lui, lucrării, harului lui. Și atunci lucrează bine sau activăm această lucrare. Și atunci materia, dacă o vedem așa, o oferim lui Dumnezeu, o oferim celorlalți, o sfințim, o închinăm. La țară totul se închina. Și lumânarea, ați văzut, ca să o pună în sfetii, făcea o cruce, eram copil și întrebam pe tata. Era preot și mi-a explicat, de ce făcea crucea pe lumânare? Îi afirmisește Dumnezeu. Dacă tu te alipești, atunci ți-a închis orizontul, nu mai vezi nici pe ceilalți, nu mai nici poți să dorim. Să educăm copii de mici, să înțeleagă că Dumnezeu este Creatorul, El e sensul creației și ne face după chipul și după asemănarea Lui. Și atunci nu o să idolatrizăm. Le avem pe toate, dar nu suntem ale noastre, suntem iconon a ceea ce ne-a dat Dumnezeu pentru aici. Mulțumesc. Care este legătura între filocalie și reprezentarea iconografică? Prima întrebare. Păi, filocalia ne învață cum ne curățim, ne desăvârșim, ne luminăm și ne unim cu Dumnezeu. Da? Cine poate să facă lucrul acesta? Să nu spunem că nu putem face, că ne mustră frații noștri, aceștia, sfinți. Ei au făcut lucrul acesta. Și atunci, sigur că dacă ai Duhul filocalic, adică iubești adevărul lui Dumnezeu, frumusețea lui, sfințenia lui, mai ales sfințenia este atributul care le înglobează, valoarea care înglobează celelalte, le subsumează și adevăr, și bine, și frumos, toate se împlinesc în sfințenie, pentru că sfințenia merge la profunzime și cel care iubește sfințenia înțelege că adevărul nu este ceva, ci este cineva în primul rând, e Hristos, eu sunt adevărul, și eu sunt calea, adevărul și viața. Deci adevărul El este El. Și atunci sfințenia îți arată adevărul central și toate adevărurile celelalte. Deci, în Duhul filocalic au înțeles sfinții cum să se deslipească de cele pământești sau să le folosească în rațiunea care le-a dat-o Dumnezeu lor și nouă raționalitatea lor și după aceea să se purifice, sufletul să se întărească, să se lumineze prin lumina cunoștinței de Dumnezeu, după aceea prin lumina Harului și să agonisească lumina faptelor bune. Mergem dincolo cu câtă lumină am adunat pe pământ. Și atunci icoana, de asta e așa luminoasă icoana Ortodoxiei, pentru că sfinții au atâta lumina credinței în ei, eu v-am vorbit poate o oră, ei n-a terminat nici într-un an să vă vorbească și să vă spună ce știu și cum îl cunosc pe Hristos. Ați înțeles? Și dincolo, așa ne vom bucura unii de alții, comunicându-ne cum l-am cunoscut pe Hristos și ce a făcut cu fiecare din noi. Deci, e clar că Duhul filocalic se răsfrânge în icoana ortodoxă. De aceea noi ținem unită Sfânta Scriptură cu icoana, cu slujbele în biserică, noi nu le disociem, nu le
spunem că unele sunt deasupra altora și așa mai departe. Ele merg în același Duh, care este Duhul Sfinților Părinți și care este Duhul lui Hristos. Care este semnificația aureolei? Am spus întreagă. Deci ea este, ea reprezintă, simbolizează harul care coboară în minte, de aceea este în jurul capului, coboară în minte, aici este tronul unde coboară Hristos și că de la minte, ea coboară în suflet și din suflet se extinde în trup. Atenție, noi nu spunem că doar în suflet, pentru că noi când mergem la Sfintele Moaște, avem și noi astea Sfinte Moaște, noi ne închinăm trupului, dar trup care a fost în sufleții, iar sufletul acela într-un tot sfințit acum e sus în fața lui Dumnezeu, însă e o legătură prin Harul Duhului Sfânt între suflet și trup, pentru că Harul este și în suflet, dar este și aici în trup. Și aceste Sfinte Moaște, așa le vrea Hristos ca să ne întâlnească, nu numai să ne dea Harul prin ele, dar să ne întâlnească credința în înviere. Dacă Dumnezeu poate să le ține pe ele, depășind legea asta descompunerii, vom înțelege mai ușor ce înseamnă recompunerea noastră la înviere. Da? Și atunci, aureola aceea care reprezintă Harul, să știți că arată și ce e în suflet și în minte și în inima Sfinților, e plină de Har. Și ultima întrebare, dacă știți, dacă cunoașteți o rețetă în zugrăvirea Sfintelor Icoane, adică întrebarea este până unde să faci icoana spre a nu distruge chipul, când e vorba de zugrăvirea ei, de pictarea ei. Da. Acum mă provocați să vă spun că la noi în facultate există și o specializare la care eu ca decan țineam foarte mult, specializarea artă sacră. De ce țineam foarte mult? Să vă spun, pictură și restaurare. Când și veneau... sunteți și în comisia de pictură bisericească. Și asta... Dar, când venea o delegație străină la facultatea noastră, ce să le arăta? Amfiteatru? Că era gol, că dacă erau studenții, nu intram peste ei. Ce să le arăta? Biblioteca? Nu erau ei biblioteca. Mergeam jos. Unde se pictează icoane? Că erau delegații și din Occident, unii erau catolici sau protestanți, ce să le arăt eu ca ortodox? Cum se fac Sfintele Icoane? Și acolo au profesori foarte bine pregătiți, care au și atestat de la Patriarhie că sunt pictori bisericești și vă asigur că pictura se învață după toată erminia noastră ortodoxă și se respectă într-un tot. Sigur, aici sunt diferențe de la... Nu toți sunt Rubliov, nu toți sunt Pârvu Mutu, înțelegeți? Dar fiecare după puterea lui, după harul lui, și mai ales ei învață și teologie, nu chiar cât învață un viitor preot, adică toate materiile și viza teologie și limba ebraică, dar învață esențialul și dogmatică și morală, spiritualitate. Înțelegeți? Și atunci picturile lor și noi avem la facultate, știți acolo, și demisorul și toate sunt pline de picturi, așa de frumoase, realizate de ei și se perfecționează, dar sigur că trebuie să transpui ceva. De aceea, mari pictori și posteau când pictau, înțelegeți? O să spun eu, părăsesc un duc, că una e să faci un tablou, trebuia poate să insist și mai mult asupra acestui lucru la Sfintele Icoane, că Sfintele Icoane îți arată omul duhovnicit, omul sfințit. Mă înțelegeți? Un tablou îți arată doar partea istorică, naturală. Cum este un om? Mai gras, mai slab, mai înalt? E, în icoană, chestiunea asta este oarecum depășită, mă înțelegeți? Deși fiecare are un chip care se recunoaște, Sfântul Nicolae se recunoaște ușor, dar sunt niște reguli acolo la erminie. Sfinții sunt făcuți, de obicei, pictați în icoanele vechi acelea cu ochii puțin mai mari. De ce? Vă spuneam eu că ești uimit cât te apropii de Dumnezeu. Îngerii sunt toți numai ochi, cum am zice, și urechi. Heruvimice cu ochii mulți, ei sunt cei mai aproape de scaunul Sfintei Treimi. Păi eu am ochii mulți ca să vadă cât mai mult din Dumnezeire. Ați înțeles? Sfântul e pictat cu ochii mai mari, cu urechile mai mari și cu gura mai mică. Păi când te apropii de Dumnezeu, nu prea mai vorbești tu. Tu vrei să ți se vorbească, vrei să ți împărtășească. Tu ești numai cu ochi și urechi. Vedeți? Mai departe, un alt element, le-am învățat și eu așa. Totdeauna, unde sunt... mulți sau asta sunt până la genunchiul Sfântului. Uitați-vă chiar acolo, la cine e Sfânta Ecaterina și Barbara. Pământul și orizontul se oprește până la nivelul genunchiului. De ce? Pot fi mulți mari. Natura până cam atâta este în comparație cu Spirit. Ați înțeles? Sufletul prin sfințenie și prin forța sufletului se ridică mult. Nu mai e constrâns, nu mai e prizonierul
materie, a timpului și spațiului, le depășește cumva. Înțelegeți? Deci, în privința aceasta, în Occident veți merge, poate veți merge la lucru sau unde vreți dumneavoastră, muzee sunt tablouri religioase. Sunt religioase, dar sunt tablouri. Ați înțeles? Nu sunt icoane. De la Renaștere încoace, ei n-au mai putut. Deși în Roma, dacă mergeți, înainte de schismă, sunt biserici vechi, unde a văzut foarte frumoase icoane cu Maica Domnului în stilul nostru bizantin. Dar după aceea au pierdut prin Renaștere. Renașterea a fost o îndepărtare de la șilovul creștin. A fost o întoarcere la Antichitate. Ori Antichitatea cum era? Păgână. Mă înțelegeți? Tabloul religios este un tablou pur natural. Ca o, ai înfățișa un peisaj sau o luptă sau nu știu ce. Icoana este cu totul altceva. Aici se prezintă, da, zi icoană frumoasă. Cu limba, acum. Nu, acum o faci, acolo în spate. A, da? Foarte frumos. Indirect. Indirect, foarte bine. Icoanele noastre. De aceea icoana este deschiderea către veșnicie și îți arată omul în starea lui ajunsă la desăvârșire, ajunsă la sfințenie. A mai venit între timp o întrebare, cu asta încheiem. Frumusețea în Duh este poate mai puțin evidentă. De aceea, când privim o icoană, este bine să știm viața, minunile și învățăturile Sfântului în cauză, căci ne ajută să ne raportăm la icoană, la icoana Lui. Însă unele icoane au o frumusețe delicată, nelumească, ce pare a ne răpi sufletul pentru a-L duce la Dumnezeu. Cum ne putem raporta la Dumnezeu și la Sfinți doar prin icoane, fără să știm ceva care să dea context imaginii? Adică fără să știm viața Sfântului. Păi, da. Poate fi un răspuns foarte complex, să dureze o jumătate de oră, dar poate fi unul mai mic. Hai să începem cu cel mic. Când am spus că mama îi arată icoana copilului, uite pe Doamne, Doamne. Mama nu rămâne la atât. Să se uite la Doamne, Doamne. Păi spune cine e Doamne, Doamne. Hai să facem o rugăciune, uite, învață Doamne, Doamne, cele state, după aia Tatăl nostru și așa mai departe. Deci face o educație care este, cum să spun eu, elementul didactic. Da? Iisus a născut în Betleem, în Bitleem și așa mai departe. Deci, cine a pus întrebarea a ajuns mai târziu puțin și a, da, se poate rapid, sigur că da. Deci mama îi spune lucrurile acestea, dar îi le confirmă prin icoană. Icoana învierii va spune că Iisus a înviat, Iisus a rămas în mormânt și așa mai departe. Deci e un cuvânt, cum spune Părintele Stăniloae, e o legătură între cuvântul Evangheliei și chipul lui Hristos, chipul evanghelic al lui Hristos, chipurile Sfinților și așa mai departe. Ortodoxia nu le separă. Nu le separă. Nu renunță la pictură niciodată, dar nu renunță nici la Sfânta Evanghelie. La Sfânta Evanghelie vedem viața lui Hristos. Iar despre Sfinți, noastre care veni și la utrenie, nu auziți mereu sinaxarul? În această zi pomenim pe cutare și spune toată viața. Și e așa de frumoasă. Viețile Sfinților sunt, cum să vă spun eu, foarte percutante. Dacă vreți să atrageți pe cineva și să vină la biserică, dați-i să citească, nu pur și simplu Sfânta Scriptură, că o citește, aia mă uit eu pe ea. Mi-au spus mulți intelectuali, stau acasă, Părinte, și mă uit și eu în fotoliu la Biblie. E, uite-te, dumneata, dar vino și fă experiența în biserică. Mă înțelegeți? Dacă îi dați viețile Sfinților să citească, nu se poate una dintre multele să îl impresioneze. Să vadă, uite, un Sfântul Moise, Arapul sau altul, și oameni, cum au putut, cunoscându-L pe Hristos, să lepede trecutul lor rușinoși și plin de păcate și să zidească o viață nouă. Deci, în sensul acesta, Ortodoxia este foarte existențială și este și prin Sfintele Icoane foarte existențială și te apelează. Icoana nu te lasă indiferent. Deci, încheiem în seara.